Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o altă emisiune, tot cu tematică medicală. Pe paginile ziarelor, în ultimul timp, ne îngrijorează apariția unor statistici înfiorătoare. Incidența cancerului pe suprafața lumii, hai să spunem, lumea civilizată, lumea vestică, lumea cunoscută, este extrem de îngrijorătoare. Statisticienii vorbesc de două cauze. Odată, într-adevăr, este posibil ca incidența cancerului să fie mai mare în lumea civilizată datorită stilului de viață, alimentației, dar, pe de altă parte, nu avem destule date din lumea așa zis acoperită de cultura tradițională, din India, China profundă, Turcia profundă și așa mai departe. Este o realitate și o realitate care ne lovește și pe noi credincioșii, o realitate pentru care ne rugăm, purtăm bolnavi de cancer în rugăciune, îi asistăm până în ultimele momente, avem tot felul de servicii și slujbe de asistență a celor care sunt cu boli terminale și totuși cred că uneori suntem în primejdia de a exagera, mutând accentul spiritual acolo unde nu trebuie și acolo unde trebuie să lăsăm medicul să-și spună cuvântul. Îl am din nou invitat în studio pe medic specialist Viorel Dejeu, medic în cadrul Spitalului Județean din Oradea, cu preocupări în două domenii, chirurgia obezității și oncologia. Oncologia este o preocupare constantă în studiile dânsului, de aceea l-am rugat să ne ajute să înțelegem câte ceva despre cancer, ce este cancerul, dacă există în lumea medicală vreo relație între cauze, cauză, efect, de ce facem din ce în ce mai mult cancer, avem cancer, spre exemplu, la copii de 7-8 luni, un an și câteva luni, nu putem să spunem că din cauza stresului profesional și din cauza alimentației, că s-a alimentat numai cu laptele matern, a făcut cancer bietul copil. Aș vrea să ne explice, dragă Viorel, ce este cancerul, pe înțelesul tuturor? Îl auzim, ne înfioară cuvântul în momentul când doctorul vorbește de tumori benigne, maligne, nu mai facem deosebirea, numai când auzim cuvântul tumoră. Ne speriem și vedem moartea cu ochii. Ce este cancerul? Cancerul este o entitate destul de complexă, pentru că afectează foarte multe organe și are o foarte mare variabilitate. Deci este greu să-i dăm o definiție precisă. Ca mecanism înseamnă o multiplicare haotică a unor celule. Celule care pot să pornească, cum vă spuneam, din diferite organe. Această multiplicare se face prin niște schimbări genetice la nivelul celulei și aceste celule practic o iau razna, își schimbă proprietățile. Celule rebele. Sunt niște celule rebele care au o variabilitate genetică extraordinară și capătă niște proprietăți noi, inclusiv de a metastaza, inclusiv de a pleca din tumora inițială, și pierd specificitatea de organ și pot să ajungă să invadeze și alte organe din organism, loc în care ajung să se divide, să se multiplice. Deci, practic, nu se moare de cancer, ci se moare de complicațiile determinate de aceste tumori care cresc în diferite organe și le alterează funcțiile. Foarte importantă această precizare. Deci, nu cancerul în sine este cauza, da, ci complicațiile generate de aceste celule rebele. Exact. Practic, în momentul când se declanșează acest proces de creștere necontrolată, de rebeliune a celulelor acestora canceroase, celulele acestea canibalizează celule sănătoase sau doar se multiplică înghesuindu-le sau îngrămădindu-le sau omorându-le prin presiune? Să știți că e interesant că ați folosit termenul. Există și un fenomen de canibalism celular descris de morfopatologi, dar în general efectul este prin compresiune. Prin multiplicare. Presează țesutul, da, sănătos. Presează țesutul sănătos și împiedică funcția organului respectiv. Cam asta se întâmplă. A introdus un termen care s-ar putea să fie nu nou pentru ascultători, ci nu definit îndeajuns, și anume termenul de metastaze. Ce sunt metastazele?
Metastaza, etimologic vorbind, înseamnă mutare, trecere dintr-o parte în alta. Cum funcționează acest organism? Ce cale, că nu vedem o celulă care să sară dintr-o parte în alta, ce cale folosesc aceste celule de a trece, de a se transfera sau de a-și transfera pui dintr-o parte în alta? Da. Deci, celulele canceroase sunt foarte agresive și în funcție de tipul de tumoră, putem să avem metastaze pe cale sanguină sau pe cale limfatică, sunt cele mai frecvente căi, sau prin diseminare locală, peritoneală sau așa mai departe. Aceste tumori sau aceste celule tumorale au niște proprietăți de a migra fantastice. Ajung să treacă în vasele de sânge, pentru că fiecare organ este vascularizat, are vase de sânge peste tot, astfel că aceste celule ajung să migreze în vasele de sânge și sunt purtate de curentul sanguin, de exemplu, în orice organ. Prima dată în cele mai apropiate și pe urmă și la distanță. Există și metastazarea pe cale limfatică. Sunt tumori care au o afinitate pentru țesutul limfatic și atunci metastazează la nivelul ganglionilor limfatici ca primă stație și pe urmă ajung și să metastazeze hematogen. Și în momentul când ajung la organe vitale, care sunt puternic vascularizate sau lacome din punct de vedere sanguin, cum ar fi creierul sau ficatul, care sunt cele două organe care necesită foarte multă vascularizare, atunci avem patologia pe care o vedem vizibil. Există o perioadă de cancer tăcut care tace în organism și nu avertizează până la faza de explozie sau simptomele sunt de la bun început? Când se adresează pacientul medicului? Când ajunge la voi? Cancerul este o boală perfidă și, din păcate, când apare simptomatologia, de multe ori este târziu sau destul de târziu. Nu întotdeauna, nu putem să generalizăm, pentru că există foarte o variabilitate extraordinară. Sunt foarte multe tipuri de tumori cu grade de agresivitate, mai agresive sau mai puțin agresive. Astfel că, de exemplu, pentru un cancer de piele, o mică pată neagră pe piele, de exemplu, melanoamele maligne, sunt tumori extrem de agresive, care la câțiva milimetri pot să metastazeze, pacientul să ajungă să aibă metastaze în tot organismul, de la o tumoră de 2-3 milimetri. Sunt tumori care pot să ajungă chiar la dimensiuni destul de mari și să aibă simptomatologie, să aibă efect compresiv și să nu aibă metastaze la distanță. Deci variază foarte, foarte mult de la patologie la patologie. Câte tipuri de tumori sunt? Se vorbește și așa folcloristic popular, oamenii vorbesc de tumori benigne și maligne. Liniștindu-se oarecumva când este vorba de o tumoare benignă, așa cum îi spune numele, și în momentul când auzim de tumori maligne, atunci care e diferența dintre ele? Da. Deci avem tumori canceroase și necanceroase. Cele canceroase sunt cele maligne, iar cele necanceroase sunt cele benigne. Spre deosebire de cele canceroase, tumorile benigne nu prezintă capacitatea de a metastaza. Este doar o multiplicare a celulelor, dar care își păstrează caracteristicile organului din care au provenit și nedând metastazele la distanță, practic rămâne efectul compresiv local și odată cu scoaterea lor nu recidivează. Dacă sunt scoase în întregime. Deci este absolut sigur să fie îndepărtate chirurgical. Da, sunt cazurile fericite în care le îndepărtăm, problema este rezolvată și acolo se încheie. Pe când cele maligne au capacitatea aceasta de metastazare. Da. Acum, apropiindu-ne pe această cale a diferențelor, avem de-a face cu o tumoră malignă sau avem de-a face cu o tumoră pur și simplu și vrem să vedem de ce fel de natură este. Prima intervenție chirurgicală care se face de obicei este o sondare a țesutului, să vedem despre ce este vorba. Foarte multă lume se teme de această primă intervenție, spunând în felul următor, dacă o deranjez, explodează. Cât este de adevărat, cât nu este adevăr în această idee că odată deranjată tumora prin investigație, putem să agravăm situația. Da, din păcate este o concepție total greșită, total greșită, de care trebuie să scăpăm cât mai repede. Exact de asta facem astfel de emisiuni, ca să demontăm mituri, pentru că sunt oameni care ajung în faza 4, cum se spune, de cancer, în faze foarte avansate, pentru că s-au temut să facă această primă investigație. Deci ignoranța nu ajută pe nimeni, din contră.
dacă știi din timp, poți să tratezi. Dacă afli mai târziu, lucrurile se complică. Bineînțeles că există etapa de diagnostic pentru orice tumoră sau orice suspiciune de tumoră, pentru că prima dată avem o suspiciune. Diagnosticul se poate pune în mai multe feluri, dar în general se ajunge la momentul în care avem nevoie de o biopsie. Asta înseamnă că recoltăm o mică porțiune din tumora respectivă, care va fi în zilele următoare analizată de un medic specializat pe această parte de microscopie, un medic anatomopatolog. Nu diseminează, nu se întâmplă ca tumora să crească mai mult pe urmă sau să aibă un efect negativ asupra pacientului. Deci este o concepție total greșită, eronată. Deci în momentul când pacientului se propune o biopsie, acesta ar trebui să o accepte, fiind calea cea mai scurtă spre un diagnostic corect, spre o etichetare corectă a tipului tumoare, pentru că trebuie să telespectatorii noștri trebuie să știe că avem un întreg complex de rafturi pe care pot fi puse tumorile. Sunt de foarte multe tipuri și în funcție de tipurile de tumori se stabilește tratamentul. Pentru asta este absolut necesară biopsia. Pe lângă biopsie mai avem aceste noi metode, CT scan, computer tomograf. Poate înlocui computer tomograf biopsia? Unii spun, aș vrea să mă duc la computer tomograf, nu vreau să am de-a face cu biopsia. În primul rând, un pacient care are o suspiciune trebuie să se adreseze personalului de specialitate, unui medic, care poate să-i stabilească exact etapele de diagnostic. Adică nu ne ducem din proprie inițiativă să ne facem o tomografie sau un RMN, doar pentru că ni se pare nouă că ar trebui sau că există o suspiciune. Bineînțeles că sunt tumori care sunt atât de specifice sau atât de au niște caracteristici atât de clare și de specifice încât nici măcar nu mai avem nevoie de biopsie pentru că este clar. Adică putem să intervenim chirurgical să scoatem tumora respectivă fără să avem confirmarea histopatologică în prealabil. Dar de cele mai multe ori avem nevoie de această biopsie care se face minim invaziv, de cele mai multe ori se face fie cu un ac foarte fin sau oricum prin mijloace care nu incomodează prea mult pacientul. Deci este o etapă relativ... Și în aceeași zi pacientul poate pleca acasă, nu trebuie internare. De multe ori pleacă în aceeași zi sau la 2-3 ore după, este o intervenție de multe ori în anestezie locală sau depinde de localizarea tumorii, bineînțeles. Am ajuns în faza în care se diagnostichează. Pacientul îi se propune operație și ezită spunând nu vreau să mă operez pentru că dacă mă operez, tumora de asemenea va avea explozie, că au mai pățit-o și alții. Ce rol are și cât este de sigură procedura de îndepărtare a tumorii? Ce ne poți spune ca medic specialist care ai operat deja despre îndepărtarea tumorilor? Care este rata de succes? Pentru că sunt tumori inoperabile. Când auzim acest lucru, tumoare inoperabilă este... un diagnostic extrem de îngrijorător. Care este rata de succes? Deci când pacientului se propune operație sau voi ca medici propuneți operație, ce aveți în agenda? Deci ce este foarte important de știut este că în acest domeniu al chirurgiei oncologice și al oncologiei avem studii de zeci de ani. Există cercetare intensă în domeniu care s-a făcut și practic nu tratăm un pacient după ureche. Adică ni se pare că, ci e o medicină evidence-based. Deci tot ceea ce facem, facem bazat pe niște dovezi, pe studii care se fac pe loturi foarte mari de pacienți, pe studii controlate și verificate și făcute în multe locații, multiple locații, astfel încât datele pe care le avem prezintă siguranță. Orice pacient trece prin această etapă de diagnostic și de stadializare. Sunt tumori, de exemplu, avem tumori de sân, care dacă depășesc, de exemplu, 3 sau 4 cm sau 5 cm și prezintă limfa de adenopatie, niște ganglioni în axilă, vă dau numai un caz ca să înțelegem despre ce e vorba. Prima etapă a tratamentului este chimioterapia sau chimioterapia și radioterapia, în funcție și de rezultatul biopsiei. La 6 luni după ce pacientul a făcut chimio și radioterapie, vine pentru etapa chirurgicală a tratamentului. Deci nu sărim direct să operăm tumora, să o scoatem, pentru că avem date care ne spun că o tumoră de tipul ăsta, la dimensiunile pe care le avem, beneficiază, are mai mari beneficii să fie tratată de remisie în urma chemo sau radioterapie. Da. Rata de succes este variabilă în funcție de stadiul în care se prezintă pacientul, momentul în care se prezintă și de caracteristicile tumorii. Așa, aici am ajuns la un alt punct de intersecție pentru cei cu patologie canceroasă.
accept sau nu chemoradioterapie. Și aici avem, mai ales în lumea evanghelică, o prudență, ca să nu-i spun altfel, față de aceste metode de tratament, că nu vreau să ajung fără păr, fără sprâncene, nu vreau să mă... că și așa toți cei care au făcut au murit. Ce ne poți spune despre chemoterapie, când, cum trebuie acceptată această metodă? Ce rol are în tot lanțul acesta de tratament? Da. Să știți că nu este doar în mediul evanghelic, ci este oarecum trendy. E la modă să te opui chimioterapie sau tratamentul oncologic, pentru că s-au dezvoltat tot felul de teorii ale conspirației, că companiile mari de medicamente vor să sigur este și o mică parte de adevăr acolo, dar este și foarte multă exagerare. Ce face chimioterapia? Aceste tumori maligne, discutam înainte de capacitatea lor de a metastaza. Noi, în momentul în care găsim tumora respectivă, de exemplu, dacă, iarăși revin, o tumoră de sân, va trebui să facem limfadenectomie axilară, așa se numește, să-i scoatem prima stație ganglionară unde celulele tumorale se opresc. Dacă ganglionii respectiv sunt pozitive, au celule tumorale, există un mare risc ca celulele să fi plecat chiar mai departe. Metastaze microscopice, care nu avem cum să le diagnosticăm. Astfel că chimioterapia vine să ne ajute exact cu aceste metastaze microscopice. Substanțele pe care le folosim în chimioterapie distrug celulele curate de diviziune crescută, specifice, celulele, caracteristică specifică celulelor canceroase. Vânând în organism exact celulele canceroase. Da. Iarăși, avem studii, știm că dacă facem chimioterapie într-un anumit stadiu, aceste metastaze microscopice pot fi distruse și pacientul poate să ajungă să fie cancer free, să se vindece de cancer. Căderea părului, că pomeneați, și efectele acestea secundare vin deoarece chimioterapia nu este 100% specifică, nu distruge doar celulele canceroase, ci distruge și celulele din organism care au rată crescută de diviziune. Părul, glandele salivare, țesutul limfopoietic, unde se formează celulele sanguine și așa mai departe. Din acest motiv avem și căderea părului, serostomia, gura uscată, fără salivă și așa mai departe. Dar ce este important de știut este că aceste tratamente nu se fac după bunul plac, ci le facem în virtutea unor studii și avem forme de cancer la care avem rată de succes extraordinar de bună. Tot am vorbit de cancerul de sân. Este un cancer care este deja foarte, foarte bine studiat și cu rezultate excelente. Pentru că are incidență foarte mare. Exact. Avem o grămadă de paciente care se vindecă de cancer mamar, cu atât mai mult cu cât sunt într-un stadiu mai precoce diagnosticate, dar chiar și în stadii mai avansate avem rezultate excelente. Cum avem și cazul în care un cancer incipient, netratat, cu refuz de tratament, cu refuz de analize, cu refuz de biopsie, a dus la moarte cu mamă, exact, cu mai mulți copii. Și aici aș vrea, în final, apropiindu-ne finalul emisiunii, să atingem un punct delicat. Ești medic creștin, ești credincios, crezi de asemenea în vindecarea pe care Dumnezeu o oferă și totuși ai ales profesia medicală. Totuși te ocupi de patologia oncologică. Ce rol are credința, vindecarea supranaturală, ungerea cu un de lemn, apelarea la vindecătorii și la vindecările alternative? Pentru că aici ne despărțim, aș vrea să despărțim în două lucruri. Unii refuzând tratamentul medical, apelează la un alt tratament și nu vreau să desconsiderăm medicina naturistă și medicina alternativă, are rolul și rostul ei, tot ceea ce Dumnezeu a pus în natură, dar în momentul când refuz cu totul și apelez numai la sâmburi de cireșe, la codițe de frunze de alun și așa mai departe, toate aceste leacuri tradiționale folosite într-un mod nerațional pot ucide
oameni. Și aici aș vrea să tragem un semnal de alarmă și să ne spui care este totuși rolul credinței a tratamentelor alternative pe lângă ceea ce faceți voi, sau ceea ce faceți voi pe lângă credință și intervenția divină. Da, este o problemă destul de complexă și cu multe fațete. Pot să vă povestesc că am avut câteva cazuri în care pacienții au refuzat tratamentul așa, medical, chirurgical și oncologic, deoarece așteptau vindecarea divină. Care în cele mai multe cazuri n-a mai venit. Da, n-am putut decât să respect voința pacientului, să explic în același timp că eu consider, creștin fiind, că ar trebui să se opereze. Acum, faptul că avem înțelepciune... Și că de asta Dumnezeu v-a pus pe voi exact, acolo. Faptul că avem înțelepciune, faptul că am ajuns să descoperim atâtea lucruri, pentru mine este o minune dumnezeiască și asta. Toată complexitatea organismului și tot ceea ce se întâmplă este supranatural deja. Mijloacele noastre de vindecare pe care Dumnezeu ne le-a pus și le avem în organism sunt fantastice. Este vindecare supranaturală, deci deja o avem acolo. Nu înțeleg de ce oamenii vor să alerge mereu după semne și minuni, după ceva fulminant sau după ceva de genul, pentru că trăim într-o lume a supranaturalului. Este peste tot, dacă ne uităm la natură, la tot ce se întâmplă, trăim într-o lume a supranaturalului, doar că nu avem ochi să-l vedem. Din păcate, aceste vindecări spectaculoase nu se întâmplă atât de des pe cât ni le-am dorit. Da, și eu citesc Scriptura și văd ce se întâmplă și că sunt vindecări și așa, dar nu se întâmplă și nu sunt la dispoziția noastră. Și am fost martor și m-am rugat de multe ori pentru pacienți terminali sau așa și nu s-a întâmplat schimbarea. Nu știu de ce, este suveranitatea lui Dumnezeu. Sau, de asemenea, sunt colegi de-ai tăi care spun numai Dumnezeu l-a salvat sau numai Dumnezeu a făcut minunea. Da. Pot să spun că am avut și cazuri în care evoluția a fost uluitoare față de ce ne așteptam noi. Ne așteptam ca lucrurile să meargă prost, să apară o complicație sau alta și lucrurile s-au aranjat și de multe ori simt că ceva se întâmplă, că este ceva în spate, că este mâna lui Dumnezeu. Este mâna lui Dumnezeu. Dar este o exagerare să doar să stai, să aștepți. Cred că este justificat să facem tot ceea ce ați pomenit. Să mergem, să ne rugăm, să așteptăm să fim vindecați, dar cred că ar trebui să punem un termen destul de precis. Adică dacă Dumnezeu vrea să te vindece, eu nu cred că se va juca șah cu tine și te va chinui și dacă vrea să te vindece, te vindecă. Sigur, și vedem că vindecările biblice toate sunt în aceeași zi. Exact. Inclusiv cea mai amânată dintre toate, vindecarea orbului care este trimis la Scăldătoarea Trimis, acolo este un joc de cuvinte superb, și acela este vindecat în aceeași zi. Deci nu sunt vindecări procesuale, nu ne rugăm și peste 3 săptămâni amânate. Dumnezeu când face o minune, și dacă Dumnezeu nu vrea să facă minunea acum, înseamnă că a pregătit medici, că v-a dăruit pe voi trupului lui Hristos, că a dăruit specialiști, că sunt oameni din Biserica lui Hristos care stau cu minți în bancă în fiecare duminică și care se pregătesc în restul săptămânii să stea la dispoziția trupului lui Hristos și pentru astfel de probleme. Eu însumi și tu n-am venit de la Oradea până aici călare, nici pe jos, nu mergem la vânătoare ca să ne procurăm hrana, deși probabil unii ar prefera să facă asta din plăcere, ci trăim într-o lume care are un anumit progres tehnologic. Dacă ne folosim de internet, de progresul tehnologic, de mașini, de motoare, de avioane, de ce să nu ne folosim de progresul tehnologic în alte ramuri ale vieții, inclusiv în medicină? Asta este întrebarea pe care o am de multe ori când văd extremisme. Și eu sunt pentru soluțiile puse la dispoziție de Dumnezeu și eu caut să mănânc sănătos, să mă alimentez sănătos, să înlocuiesc anumite soluții chimice cu soluții naturiste, dar excesele de orice fel și extremismele sunt toxice. Ce vreau să spun este că avea cancer nu este un păcat și nu este neapărat... Deci nu este un duc de cancer. Și nu este neapărat consecința unor păcate, deși poate fi și această situație. Cancerul are o etiologie, o cauză multifactorială, de la stilul de viață, la genetică, la infecții virale, multe lucruri care depind și cele mai multe nu depind de noi. Iar dacă am ajuns să dezvoltăm, să avem această problemă gravă și supărătoare,
nu ar trebui să recurgem doar la resurse spirituale, pentru că nu este doar o problemă spirituală. Și cum spuneați, dacă avem posibilitatea să folosim o mașină, să ajungem de aici acolo, o folosim. Deci am aștepta ca Dumnezeu să ne teleporteze de la ora de la Filip, Cluj. Sigur. Da. Că ar putea să facă. Ar putea să o facă, da. Dar... Dragă Viorel, îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acordat. Subiectul este mare, pare inepuizabil, da. Și este cu atât mai mare responsabilitatea cu cât discutăm despre viață și moarte. Îți mulțumesc că te-ai pus la dispoziție. Îl lăudăm pe Dumnezeu că există oameni ca voi, tu, fratele tău și alți medici creștini care doresc să se pună la dispoziția Bisericii lui Hristos și care folosesc abilitățile date de Dumnezeu și pregătirea din școală pentru a ajuta lumea și nu numai lumea, ci și pe frații în credință. Dragi telespectatori, iată deci că putem să ajungem la concluzia că Dumnezeu poate să ne vindece oricum sau cum îi dictăm noi. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție resursele Lui și între resursele Lui sunt și frații în credință și copiii ai Lui Dumnezeu care ne așteaptă cu brațele deschise, cu dragoste creștină și cu pricepere învățată în ani de studii pentru a ne ajuta. Nu amânați, nu amânați să mergeți la medic, nu amânați consultorile medicale, să nu cădem în necredință, dar să nu cădem nici într-o credință fanatică a extremismelor de orice fel. Să avem încredere în mijloacele de vindecare pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție. Eu însumi și în familie am experimentat vindecări miraculoase și cred că Dumnezeu poate face acest lucru. În același timp, în cea mai mare parte din patologiile pe care le-am experimentat, Dumnezeu s-a folosit de medici. Am prieteni medici, am toată încrederea în ei și acolo unde mâna lor deschide prin bisturiu organismul nostru, Dumnezeu își pune mâna și peste mâna lor și peste capul lor și peste deciziile lor. Să le dăm respectul cuvenit și să-i încurajăm să facă cât de bine pot lucrul pe care îl fac fiind sare și lumină în lumea în care Dumnezeu i-a trimis.